Fie funcția f definită pe R cu valori în 1, 2, 3, 4, f de x egal cu 1 pe x minus 1 plus 1 pe x minus 2, 3, 4 plus 5. Atunci, graficul lui f intersectează axa OX exact într-un punct, în 2, în 3, în 4, nu știu ce. Păi, p, pentru orice x diferit de 1, 2, 3, 4, da? Normal. Ia să facem derivata. Păi derivata funcției, că e derivabilă, da? 1 pe x derivat, știți că e minus 1 pe x pătrat. Deci dă minus 1 pe x minus 1 la pătrat. Ăsta este minus 1 pe x minus 2 la pătrat. Minus 1 pe x minus 3 la pătrat. Minus 1 pe x minus 4 la pătrat. Și plus 5 derivat care e 0. Observați că e o sumă de numere negative. Deci asta e mai mică strict ca 0. Deci f este strict descrescătoare. Problema care este că în aceste puncte ea admite asimptote. Da? Deci observați că graficul lui f va fi așa, x, f de x, pentru x de la minus la plus infinit, în 1, 2, 3 și 4, ea nu este definită aici, da? Funcția peste tot însă este strict descrescătoare, că am obținut asta, da? Și atunci ce trebuie să facem? Facem limitele funcției, iată. O să le fac direct. Limita la minus infinit. 1 pe infinit face 0, 1 pe infinit 0, 0, 0, deci cât îți rămâne? 5. Da? La infinit la fel. 1 pe infinit 0, 0, 0, 0, îți rămâne 5. Ia să vedem limita la stânga lui 1. Poți să o știți, că poți să o mai... Știți că limita se poate scrie f de 1 minus 0. Da? Scuze, sună un telefon. Și atunci ce înseamnă 5? Ca să nu mai scriu limită din f de x, nu știu ce. Ce înseamnă la 1? Păi, cum x, pentru x mai mic ca 1, ăsta este negativ. 1 pe 0 negativ face minus infinit. Și aici vine plus ceva. Nici mă mai interesează cât este. Dacă este minus infinit. F la 1 plus 0 în partea alta. Păi vine 1 pe 0 pozitiv, este plus infinit. Plus, nici mă mai interesează ce este, că sunt numere finite, da? Plus infinit. La fel, la 2 este 1 pe 0 negative, minus infinit, plus infinit, minus infinit, plus infinit, minus infinit, plus infinit. Și atunci, ia să vedem în câte puncte intersectează. Funcția fiind continuă acolo unde schimbă semnul, ia să vedem. De la 5 pozitiv scade la negativ, deci am o rădăcină aici. De la plus infinit la minus infinit am, da, să pun așa, am o rădăcină, iarăși am o variație de semn funcție descrescătoare, deci nu mai o rădăcină, am încă una, încă una și atât, că aici de la infinit scade la 5. Deci câte rădăcini am? 4 rădăcini, răspuns corect D. Și cu asta am încheiat problema. D mic.